Schema de personal poate fi socotită umflată, dar nu este exagerată. Pe hârtie, primăria Suceava are un număr de 829 de angajați dintr-un număr total de 944 de posturi aprobate pentru a fi ocupate. Dintre acestea, peste 300 de locuri de muncă sunt ocupate de persoane care au ajuns să figureze printre angajații primăriei prin descentralizare, cum este și cazul poliției comunitare sau asistenței sociale. Acești angajați au fost trecuți în evidențele primăriei și pe statele de plată, chiar dacă au fost transferați din subordinea unor instituții care țin de ministerul și erau plătiți înainte cu bani de la guvern. Chiar dacă la primăria Suceava figurează 120 de posturi neocupate, se impune totuși o restructurare de personal. Angajații de la primărie nu trebuie să se îngrijoreze deocamdată, pentru că nu va fi dat nimeni afară. Singurele posturi care vor fi desființate pentru început sunt cele neocupate. Am spus că oricând, într-o discuție, putem discuta de un program de restructurare și la primăria Suceava, nu am avut o discuție în acest sens pe procente, pe număr de persoane, dar vreau să spun că cât de cât la primărie lucrurile sunt sub control în ceea ce privește personalul și, repet, am 120 de posturi vacante. Dacă era vorba de așa, erau astăzi ocupate. Pe lângă cei 829 de angajați, tot la primăria Suceava figurează încă aproximativ 400. Apar în schemă la primărie 400 de asistenți personali, dar aceste persoane nu sunt persoane care lucrează la primărie, ele conform legii sunt persoane care răspund persoane de handicap, iau bani de la guvern și parțial de la primărie.